Slăvit să fie Domnul, dragilor, mă bucur să fiu cu voi în seara aceasta, vă rog să vă deschideți Bibliile. Aveți Biblii la voi? Vreau să văd câte o Biblie ridicată. E bun și telefonul dacă aveți Biblia pe el. Acum aveți voi să umblați pe el, vă rog să deschideți împreună cu mine Filipeni, capitolul 3, aș dori să citesc câteva versete de acolo pentru că reprezintă un pasaj frumos la care vreau să mă opresc în seara aceasta pentru că s-a vorbit despre perseverență și aș vrea să continui vorbind despre perseverență. Pentru cei care ați fost la întâlnirea precedentă de lunea trecută, veți ști că s-a vorbit despre perseverență și anume faptul că perseverența trebuie întotdeauna să aibă o țintă. Ca să știi unde vrei să ajungi, e bine să stabilești dinainte. Țintește către ceva. Suntem chemați, ca și copiii lui Dumnezeu, să avem o țintă clar definită și această țintă este premiul chemării cerești pe care Dumnezeu ne-a lansat-o pentru fiecare dintre noi. Este o chemare pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi și ni s-a spus că perseverența are o țintă. Apoi ni s-a spus că perseverența are un preț. Dacă vrei să fii perseverent, trebuie să plătești un preț. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară. Și mai este ceva, perseverența are și o răsplată. Dar în seara aceasta deschideți împreună cu mine la Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 3, voi citi până la 16, să urmărim cu atenție Biblia, unde cuvântul Domnului spune că cei tăiați împrejur, sunt cuvintele lui Pavel scrise bisericii din Filipi, suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și continuă Pavel spunând, măcar că aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, spunea Pavel. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Și spune Pavel, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El, spunea tot Pavel, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, spunea Pavel, scriind celor din Filipi, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Și acesta este lucrul pe care noi toți trebuie să-l facem. Aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și spune Pavel atât de frumos, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Dragii mei, costul perseverenței. Cât te costă să fii perseverent? Știți că perseverența înseamnă să stabilești unde vrei să ajungi și să te ții de acel drum. Una dintre cele mai mari eșecuri pe care noi ca și oameni și ca și creștini le înregistrăm este că suntem campioni la tăiat panglici. Începem cu mult elan, începem cu mult zel, începem cu multă pasiune ceva, și apoi, pe măsură ce trece timpul, și de multe ori nu trece mult timp, ne pierdem entuziasmul, ne pierdem dorința de a face ceva și apoi abandonăm. Cred că fiecare dintre voi ați fost în postura de a fi început ceva cu mult elan, cu multă pasiune. Poate ai început să slujești undeva în biserică, poate te-ai înrolat în corul de tineret, poate ești într-o echipă de închinare și ai început cu elan, cu zel, cu pasiune. Și timpul a trecut și nu a trecut mult timp și ți-ai pierdut ținta, ți-ai pierdut dorința, ți-ai pierdut elanul și de ce să nu spun, ți-ai pierdut perseverența și astăzi nu mai faci asta. Vreau în această seară să
definim câteva lucruri din ceea ce am citit ca pasaj biblic vis-a-vis de ce spune Pavel despre costul perseverenței. Trăim într-o lume în care prețurile cresc mereu. Știți asta? Te duci și ai surprize. Un articol costa o sumă de bani și când te duci la raft costă cu 20% mai mult, cu 30% mai mult. Sunt la mare căutare ofertele speciale, nu-i așa? Când vezi o ofertă specială, ești atras cumva, în mod irezistibil. Nu ai nevoie de 5 tuburi de pastă de dinți, dar e la ofertă. Dacă cumperi 5, le iei la preț de 3 și când faci socoteala, dacă luai 3, erai mai câștigat și oricum n-ai nevoie nici de 3. Sunt la mare căutare ofertele speciale, însă vreau să vă spun că atunci când vorbim de perseverență, nu există ofertă specială. Există un cost, dragi tineri, cei care ne-am înrolat pe calea Domnului și îl urmăm pe Hristos, suntem gata să plătim prețul, pentru că Pavel ne spune în aceste versete pe care le-am citit cât te costă să fii perseverent și să mergi înainte. Plătirea unui cost înseamnă foarte simplu renunțarea la ceva ce ai pentru a primi ceva în schimb. Asta înseamnă, este ca și atunci când cumperi ceva, dai o sumă de bani pe care pe urmă nu o mai ai și în schimb primești un beneficiu, un produs. Hristos spunea un lucru extraordinar și vă rog să rețineți acest verset. Spunea Hristos, dacă vrea cineva să vină după mine, adică dacă vrea cineva să fie perseverent în umblarea cu Dumnezeu, are de făcut câteva lucruri. Le definim noi ca fiind simple, dar ele au o profunzime extraordinară. Dacă vrea să vină cineva după mine, spunea Hristos, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta înseamnă să fii perseverent. Asta te costă să-L urmezi pe Hristos. Asta te costă să mergi spre premiul pe care Dumnezeu l-are pregătit pentru tine. Vreau să vă spun de la început, dragilor, deși mi-ar place să vă spun altceva, creștinism ieftin nu există. De fapt, creștinismul ieftin este o invenție a, nu neapărat a generației noastre, dar a anilor recenți. Există acești predicatori care îți vor spune că odată ce vii la Dumnezeu, nu ai nimic de făcut, nu te costă nimic. Dumnezeu a pregătit totul pentru tine și tu nu ai absolut nimic de făcut. De fapt, îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind un fel de personaj undeva în univers care există pentru ca să-mi facă mie pe plac. Dragii mei, Dumnezeu nu există ca să-mi facă mie pe plac. Eu exist ca să-i fac lui pe plac. Dumnezeu m-a creat pe mine nu pentru că a avut nevoie de mine. Dumnezeu m-a creat pe mine din dragoste și din dorința de a avea părtășie cu mine. Eu depind de Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu depinde de mine. A fi perseverent înseamnă să fii gata să plătești un preț. Perseverența nu-i gratuită, deși ne-ar place. Haideți să vedem ce spune Pavel. Recitesc și vă rog să aveți pasajul deschis și dacă tinerii de la proiecții mă ajută, recitesc versetul 4. Pavel vorbește și scrie bisericii din Filipi spunând câteva lucruri despre ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu și care sunt lucrurile pe care ar trebui noi să le avem în viața noastră sau să nu le avem. Ascultați, spune, măcar că aș avea pricină de încredere, încep cu versetul 4, chiar în lucrurile pământești, spunea Pavel, dacă altul, vorbind despre cei cu care avea el discuția cu interlocutorii lui, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, Pavel zice, eu și mai mult. Eu care, și acum spune lucrurile care țin de el, eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evreu în ce privește legea și fariseu. Dragii mei, dacă vrei să fii perseverent în urmarea lui Dumnezeu, Pavel ne dă o rețetă interesantă. Și primul lucru la care aș vrea să meditați și pe care aș vrea să-l rețineți este ce înțeleg din versetul 4 și versetul 5, și anume că unul sau primul cost al perseverenței, un cost pe care fiecare dintre noi trebuie să-l plătim, fie că ne place, fie că nu ne place, ne spune Pavel, ne învață Dumnezeu prin ce spune Apostolul Pavel, este că costul perseverenței înseamnă renunțarea la ceea ce impresionează în favoarea a ceea ce contează. Și mă opresc la acest gând. Știți ce spune Pavel? Dacă eu, Pavel, apostolul,
care am un pedigree veritabil. Sunt evreu 100%, spune Pavel. Citiți cu atenție aceste versete, de fapt versetul 3, 4 și versetul 5. Pavel, vi le redau foarte, foarte simplu. Pavel spune, am un pedigree veritabil. Sunt evreu 100%. Fac parte din seminția lui Beniamin. Sunt fariseu. Fac parte dintr-o clasă superioară majorității dintre voi, le spune el filipenilor. Sunt de o descendență nobilă, vin dintr-o familie cu reputație, am un nume, sunt cineva, spune Pavel. Și de fapt Pavel spune, dacă ar fi să discutăm din punct de vedere omenesc, din punct de vedere pământesc, eu sunt mai bun decât voi. Dacă ar fi să echivalăm ce avem din punct de vedere omenesc, Pavel le spune celor din Filip, eu și la capitolul ăsta sunt mai bun decât voi. Dar ne spune el ceva, că pentru a fi perseverent și a merge spre premiul chemării cerești, pentru că asta era ținta către care persevera Pavel, înseamnă să renunți la ce impresionează pentru ceea ce chiar contează. Și oprindu-mă la acest gând, vreau să înțelegeți, dragii mei, că ăsta e unul dintre lucrurile care reprezintă cea mai mare piedică în a fi perseverenți pentru ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, tocmai pentru faptul că generația noastră a ajuns roabă sau a ajuns robită de dorința de a căuta lucrurile care impresionează și care sunt senzaționale. Cântau tinerii aici o cântare, ultima dintre ele, nu știu dacă ați fost pe fază, vorbind chiar despre acest lucru. Când în sfârșit faci un lucru care impresionează, îți dai seama că nu contează. Pavel a spus, când în sfârșit mi-am terminat educația, când în sfârșit mă pot lăuda cu cine sunt, când în sfârșit pot să spun că am ajuns cineva, mi-am dat seama că lucrurile care impresionează sau ceea ce este impresionant în viața mea, nu este și important. Am ajuns ca generație să fim robiți de nevoia de a avea confirmarea celor din jurul nostru. Pentru că orice lucru pe care îl facem noi, trebuie neapărat să fie confirmat de cineva. Trebuie să primim un like sau un review pentru ce am făcut noi. Pentru că simțim dorința asta aprigă de a avea confirmare. Am ajuns nesiguri și neîncrezători în ceea ce facem. Pentru că ne definim prin prisma ceea ce spun alții despre noi. Vreau să vă spun în această seară, dragi tineri, niciunul dintre noi nu trebuie să trăiască definit prin ceea ce spun alții despre noi. Tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ești credincios, tu-L urmezi pe Dumnezeu. Pe tine nu te definește nimeni și nu trebuie nimeni să-ți dea girul și acordul. Perseverența ta în urmarea lui Dumnezeu nu trebuie să fie sau să primească acordul cuiva din lumea aceasta. Asta spune în esență Pavel. Cât timp vrei să rămâi perseverent, nu-ți permiți să-ți pierzi vremea încercând să impresionezi. Și dacă mă uit la generația asta, toți încearcă să impresioneze, știți cum? Prin imagine. Imaginea, în vremurile în care trăim noi, este ceva ce poate primește cea mai multă atenție. Toată lumea, și din păcate, și lumea bisericească a căzut în această capcană a imaginii. Vreau ca oamenii să aibă o imagine bună despre mine. Dar v-ați întrebat, în acest proces de a lupta să ai o imagine bună în fața oamenilor, cum este de fapt imaginea ta reală înaintea lui Dumnezeu? Ești tu cu adevărat înaintea lui Dumnezeu ceea ce încerci să transmiți înaintea oamenilor? Ce a înțeles Pavel când zic că a fi perseverent înseamnă să renunți la ce impresionează ca să ai parte de ceea ce contează? Poate ești aici, ai venit în seara asta la tineret și ai încercat să impresionezi prin ceva. Pavel îmi spune câteva lucruri, vă citesc versetul 6. În ce privește râvna, spunea el, prigonitor al bisericii. Și spunea el mai departe, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Știți ce a înțeles Pavel? Și aș vrea din tot sufletul să înțelegem și noi același lucru. Că Pavel a înțeles că chemarea lui este mai importantă decât afirmarea lui. Chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine este mai importantă decât afirmarea pe care poți să o faci din tine. Asta zice versetul 6. Când vei înțelege asta, dragul meu tânăr, și anume că
chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta e mai importantă decât încercarea ta de a te afirma, viața ta se va schimba radical. De fapt, acesta este motivul pentru care mulți creștini trăiesc o viață de frustrare permanentă. Cu o moștenire bună, cu o viață bună, cu o slujire bună, eșuează să se afirme și pentru asta se simt mereu frustrați. Chemarea ta ca și copil al lui Dumnezeu este superioară oricărei șanse de afirmare în lumea asta, fie pe plan spiritual, fie pe plan pământesc. Suntem generația care trăiește pentru imagine, am spus. Dăm totul pentru imagine și când nu reușim să ne ridicăm la propriul nostru standard pe care ni l-am stabilit, eșuăm. De ce atunci când mergi pe stradă trebuie să-ți faci 30 de selfie-uri și să alegi unul dintre ele în care arăți cel mai bine? N-ați avut sentimentul ăsta niciodată, oprindu-vă lângă cineva? Am văzut de multe ori scena asta și nu am cum să-mi o caracterizez. Am văzut tineri și tinere care literalmente se opresc pe trotuar și își fac un selfie și încerc să mă gândesc. Probabil sunt timișoreni, nu știu ce pot să pozez pe un trotuar lângă un stâlp de electricitate, cu un gard prăpădit și cu buruieni crescând pe acolo, nu-mi dau seama ce. Și văd că fotografiile se succed una după cealaltă și apoi urmează o mică analiză, să văd în care dintre ele arăt cel mai bine. Nu simțim cumva nevoia asta să ne atingem propriul nostru standard. Pavel spune, chemarea mea e mai importantă decât afirmarea mea. E asta și dorința ta în seara asta? Chemarea pe care o are Dumnezeu pentru tine cântărește mai mult decât afirmarea pe care o poți tu face. Știți că bogatul... Este în biserică un bogat, în Biblie un... este și în biserică câte un bogat, dar nu despre ei vorbeam. În Biblie este un bogat, zice Biblia, despre căruia i-a rodit țarina. Și omul ăsta este întruchiparea a tot ce este umanitatea decadentă. Spune Biblia că omul acesta s-a uitat la tot ce avea el, la hambarele lui, la depozitele lui, ca să folosim un termen modern, și a spus... Pământul a rodit. De acum înainte sunt mai bogat decât am fost. N-a avut nicio contribuție, pentru că Biblia spune că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și la un moment dat acest bogat spune, am să dărâm depozitele pe care le am, o să fac altele și de acum viața mea o să fie un chef și o bucurie nesfârșită. O să mănânc, o să beau. Și Dumnezeu îi transmite un mesaj, nebunule, la noapte ți se va cere sufletul. Și tot ce ai agonisit, pentru cine o să rămână? Afirmația și nebunia lumii, știți în ce constă? Să credem că odată ce am ajuns sus, ăsta e țelul. Câți dintre voi v-ați propus un lucru și l-ați realizat? Poate în carieră. Poate ai jobul pe care l-ai visat totdeauna, poate ai mașina pe care ți-ai visat-o, poate ai casa pe care ai visat-o și ai ajuns la vârf și acum spui, și acum ce? Ce urmează? Am realizat ceva, am făcut ceva. Am ajuns unde am vrut. Și acum ce urmează? Păi nu mai știu. Pentru că totul are o limită. Pavel spune, dacă vrei să fii perseverent, trebuie să renunți la ce impresionează ca să pui accentul pe ce contează. La ce trebuie să renunți? Să înțelegi că ce te face, ce te cheamă Dumnezeu să faci e mai important decât ce poți tu să faci ca afirmare. Am mai înțeles, Pavel, ceva. Că realizările lui nu valorează nimic fără revelația divină. Ascultați versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, prin pricina lui Hristos. Dacă vrei să fii perseverent, pune accentul nu pe ce impresionează, ci pe ce contează. Pavel spune, am înțeles, chemarea mea e mai importantă decât afirmarea mea. Pavel spune, realizările mele nu valorează nimic fără revelația cu el. Te întreb în această seară, oricâte realizări ai, și știu că sunteți tineri, inteligenți, cu școli, cu joburi faine, poate mulțumiți, de unde ați ajuns? Dar vreau să vă spun că omul ăsta, care este un reper în Scriptură, Pavel este omul căruia îi datorăm două treimi din Noul Testament. Era un om învățat, un om citit, un om cu carte, realizat din toate punctele de vedere. Pavel spune că realizările mele nu valorează nimic fără revelație. Toate lucrurile, spunea el în versetul 7, care pentru mine erau câștiguri, adică tot ce am realizat, le văd ca și o pierdere
până când am avut revelația. Mă rog din toată inima ca fiecare dintre cei ce suntem aici să avem revelația aceea ce este Hristos cu adevărat, pentru că doar asta ne poate transforma viața. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și mai ceva, abia mai târziu pe drumul Damascului avea Pavel să înțeleagă cine este Hristos, avea să înțeleagă cine este El și care este chemarea lui Dumnezeu pentru el. Pavel a înțeles că religia fără o relație este inutilă. Mă duc la al doilea lucru. Dar ce înseamnă perseverența ca și cost? Care este costul pe care trebuie să-l plătești? Trebuie să înveți să renunți la ce poate să impresioneze pe tine sau pe ceilalți. La lucrurile care, deși sunt impresionante, ele nu contează. A spus Pavel, am ajuns în vârful piramidei, dar toate lucrurile le socotesc ca și o pierdere pentru prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe Hristos. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Să putem să plătim prețul și să spunem, Doamne, sunt hotărât să plătesc acest preț al afirmării, al imaginii mele, în schimbul căutării lucrurilor care contează. Este un preț. Este un preț pe care trebuie să-L plătim fiecare dintre noi, dacă vrem să fim perseverenți. În al doilea rând, începând cu versetul 9, continuă Pavel și spune, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Al doilea lucru. Cost al perseverenței, am spus că trebuie să renunți la ce impresionează ca să poți câștiga ceea ce e valoros și contează. Și în al doilea rând, trebuie să mai renunți la ceva, la propria ta neprihănire, la îndreptățirea ta ca să poți să primești neprihănirea Lui. Și vreau să mă ascultați un pic cu atenție. Asemenea, multora dintre noi, pentru a plăti costul perseverenței, trebuie să renunțăm la ceea ce credem noi că putem da lui Dumnezeu și să acceptăm ceea ce Dumnezeu are de dat pentru noi. Ce înseamnă asta? Prea mult trăim cu impresia că sfințenia noastră, creionată de ceea ce credem noi, îl va impresiona pe Dumnezeu. Pavel, știți ce spune? Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Cu alte cuvinte, Pavel spune, după lege, eu sunt în regulă. Eu sunt bine, mă simt bine. Dar asta este tot ce poate să mă ofere legea. În fața legii poate ești bine, pentru că ai respectat legea lui Dumnezeu literar. Dar litera e limitată. Pe când spune el, neprihănirea dată de Dumnezeu prin credință este desăvârșită. Cu alte cuvinte, poți renunța la faptul că ești suficient de bun, cel puțin așa cum ne credem noi de multe ori, suficient de buni noi înșine, în favoarea credinței simple, că tu, oricare dintre noi, eu, suntem nimic fără Dumnezeu. Asta spune de fapt Pavel. Pavel spune că un preț, un cost al perseverenței este acela de a renunța la lucrurile care mă îndreptățesc pe mine, ca să pot să primesc ceea ce Dumnezeu are pentru mine. Și vă invit, dragi tineri, la un exercițiu simplu. Credința simplă în Hristos ne pune într-o stare de neprihănire pe care doar Dumnezeu poate să o dea. Credeți lucrul acesta? O credință simplă și autentică în Hristos te pune într-o stare de neprihănire pe care doar Dumnezeu o poate da. Pavel ne spune, am încercat să mă îndreptățesc prin ceea ce am făcut, ca fariseu, ca și om al cărții și al legii. Pavel a putut să spună celor din Filip și ne poate spune și nouă astăzi, eu am respectat litera legii, am făcut tot ce scrie în lege, n-am încălcat nimic din lege și totuși vine și îi spune lui Dumnezeu, îmi dau seama că am o neprihănire a mea care nu vine de la tine, ci vine din ce pot eu. Poate ești aici în casa lui Dumnezeu în această seară și te consideri suficient de bun prin tine însuți, poate te consideri suficient de sfânt prin ceea ce ești tu, poate ai crezut tu că prin ceea ce ai făcut tu ești sfânt, dar te invit în această seară să-L lași ca o credință simplă în Dumnezeu, să te transforme într-un om neprihănit, că e o neprihănire care se capătă prin credință. Nu neapărat simți ceva,
Nu neapărat trăiești o experiență ieșită din sfera normalului, e doar o credință simplă care se materializează într-o neprihănire dată de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Știți că de multe ori îndreptățirea de sine sau sfințenia proprie sau ceea ce noi aducem la masă stând cu Dumnezeu este un mare obstacol în calea perseverenței. Cât timp crezi că faci cu efort propriu ceea ce faci și ajungi la o stare de neprihănire, vei zice, eu am făcut-o. Știți că una dintre cele mai mari probleme ale generației noastre este mediocritatea. Și mediocritatea este un obstacol de netrecut de multe ori, pentru că venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, eu am făcut asta și asta și asta și asta și am ajuns aici. Mulțumirea de sine este de multe ori problema care te împiedică să poți să fii perseverent. Pentru că sloganul generației noastre, știți care este? Sunt bun așa cum sunt. N-ați auzit oameni care sunt în biserică, care sunt activi din punct de vedere religios și spun, eu am făcut destul. Vreau să vă pun o întrebare sinceră, la care vă rog să vă răspundeți sincer, vouă înși vă, nu mie. Sunteți mulțumiți de cât, refrazez, sunteți mulțumiți de spiritualitatea voastră? Ești mulțumit în seara asta de unde ești tu în drumul tău cu Dumnezeu? Vă rog să nu răspundeți. Ești mulțumit de viața spirituală pe care o ai tu? Ești mulțumit de disciplina spirituală din viața ta? Dacă nu ești mulțumit, te mai întreb ceva. Te-ai străduit să o îmbunătățești? Sigur, ca și un bun creștin încerci. Dar pot să-ți dau un mic sfat, pe care de fapt ne-l dă Pavel tuturor. N-ai vrea să lași ca o credință simplă în Dumnezeu să aducă neprihănirea aia venită prin credință de la Dumnezeu în viața ta? Ăsta este un cost. E un cost al perseverenței cu Dumnezeu. Să poți renunța la a spune, Doamne, aduc eu ce am făcut înaintea ta și practic să spui, Doamne, sunt gata să primesc ce ai tu pentru mine, printr-o credință simplă. Știți că cunoașterea lui Dumnezeu ne eliberează de capcana activismului religios. Versetul 10. Ascultați ce zice Pavel. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pavel Apostolul, în esență, spune un lucru. Cunoașterea lui Dumnezeu mă eliberează de capcana activismului religios. Prea mult din ceea ce facem în viața noastră, am sentimentul acesta, prea mult din ceea ce facem în viața noastră de credință este un efort pentru a ajunge acolo unde credem noi că Dumnezeu vrea ca noi să fim. Și pentru că se întâmplă asta, adeseori suntem atrași în această capcană a activismului religios, ne liniștim conștiința, dacă facem cât mai multe în biserică, dacă suntem implicați în cât mai multe lucruri, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. E bine să fiți implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Implicați-vă cât mai mult. Dar nu faceți confuzia. Nu faceți confuzia că dacă faceți multe lucruri, asta echivalează cu neprihănire. Știți ce spune Pavel în versetul următor? De fapt, mai citesc o dată versetul 10 pentru că are o semnificație aparte când îl citești împreună cu versetul 11. Spune, să-L cunosc pe El, adică pe Hristos și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. De ce? Ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Prea des ne definim relația noastră, dragi tineri, prin prisma a cât facem pentru Dumnezeu ca activitate. Eu vă invit în această seară. Fiți activi pentru Dumnezeu. Lucrați cât mai mult pentru Dumnezeu. Dați tot ce aveți mai bun pentru Dumnezeu. Dar vă rog să nu trăiți cu impresia că spiritualitatea noastră crește pe măsură ce suntem activi religioși. Știți că Domnul Iisus, și uităm asta deseori, în două sau chiar trei dintre cele patru evanghelii, face o afirmație care deseori ne scapă. Spune Biblia cam așa. Hristos i-a chemat pe ucenicii săi la sine și le-a dat putere. Știți ce înțeleg eu din acest verset? Că Dumnezeu pune în preț și prioritate întotdeauna pe relația ta cu El, înainte de activitatea ta pentru El.
Prima dată Hristos te cheamă pe tine la El. Și abia pe urmă îți dă daruri, îți dă un mandat și îți dă ceva de lucru. Pentru că pentru Dumnezeu este mai importantă relația Lui cu tine și relația ta cu El decât orice ai face. Ați auzit de multe ori spunându-se, slujba nu ne mântuiește. Și trece uneori pe lângă noi afirmația asta. Activismul religios, faptul că ești implicat, nu ia loc relației cu Hristos. Aș vrea în această seară să înțelegem că pentru Pavel doar perspectiva premiului, chemării cerești, adică a finalității, îl ținea perseverent. Așa zice versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, spune Pavel. N-am ajuns încă acolo. Sau că am ajuns desăvârșit, spunea el. Dar dați-mi voie să traduc. Pavel zice, dar alerg înainte, adică perseverez, căutând să-l apuc, întrucât și pe mine m-a apucat Hristos. Cât costă să fii perseverent? Înseamnă să poți renunța la tot ceea ce consider tu că este impresionant. Și până la urmă îți dai seama că e vanitate. Știți că oamenii lumii ăsteia se luptă să creeze lucruri impresionante și sunt unii care au creat lucruri impresionante. Citiți pentru curiozitatea voastră biografia oamenilor celebri care au lăsat ceva în urmă, care au creat ceva. Am citit biografia miliardarului Howard Hughes. Îmi place să fac referire la el, omul care a fondat orașul Las Vegas din statul Nevada. De fapt, cei care ați fost prin zona aia știți că orașul Las Vegas este jumătate în California, jumătate în Nevada. Este la granița dintre cele două state, cum s-ar spune. Și omul acesta a ajuns în vârful piramidei. În ultimii ani ai vieții lui a stat închis la ultimul etaj al unuia dintre hotelurile lui pentru că își pierduse mințile. Până la urmă a murit trist, părăsit, singur și extraordinar de bogat. În vremea când încă era cu toate mințile la el, a avut un interviu interesant la unul dintre posturile de televiziune, bineînțeles deținute de el. Și unul dintre reporteri a pus o întrebare care a rămas în istorie. Domnule Hughes, cât bani trebuie unui om ca să fie fericit? Omul acesta, ca să vă faceți o idee, în ziua în care murea, avea o avere care creștea cu $1,5 million pe oră. Cam asta era rata în care averea lui creștea. Și omul ăsta, care a ajuns acolo, în vârful piramidei, a fost întrebat câți bani trebuie unui om ca să fie fericit. Știți care a fost răspunsul? Simplu. Puțin mai mult. Este căutarea vanitoasă a omului. Dacă vrei să perseverezi cu Dumnezeu, trebuie să renunți la ce e impresionant și să-ți pui accentul pe ceea ce contează. Dacă vrei să perseverezi cu Dumnezeu și să plătești costul perseverenței, trebuie să renunți la ce poți tu aduce înaintea lui Dumnezeu și să accepti ceea ce Dumnezeu îți oferă ție. Și mai un lucru vreau să spun în această seară. Și vă rog să mergeți cu mine mai departe, citind în versetul 13. Spune Pavel atât de sincer, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Oare câți dintre noi putem să spunem că le știm pe toate? Câți dintre noi putem să spunem că am ajuns unde ne vrea Dumnezeu? Pavel zice, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un lucru pe care îndrăznesc să vi-l recomand și vouă. Faceți-l și voi. Aruncați-vă spre ce este înainte. Așa zice el, versetul 13. Dar fac un singur lucru, numai unul, Pavel. Oare celelalte n-ar trebui să le faci? N-ar trebui să încerci să impresionezi pe cineva din bisericile din Asia? Până la urmă ești apostolul Pavel. N-ar trebui să impresionezi măcar pe careva dintre biserici, spunând dintre oamenii din biserică, dintre păstorii acelei biserici. Fraților, să nu uitați, printre altele, îl citez imaginar pe Pavel. Știți că eu am scris marea parte a Noului Testament. Da, 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 fratele Pavel este în sală. E rugat să vină să dea un îndemn. Pavel, n-ar trebui să faci și altceva, să încerci să te promovezi cumva, să devii și tu un pic mai cunoscut, nu? Pavel zice, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Pavel a redus căutarea lui la un singur lucru. Și mă rog din tot sufletul
să prindeți acest lucru și să-l puneți în practica vieții voastre, pentru că vă va transforma viața radical. Fac un singur lucru, a spus el. Ascultați versetul 13. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și spune el, alerg spre țintă. Da? Perseverența are o țintă. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Ca să plătești costul perseverenței, trebuie să fii gata să renunți la ce e impresionant și să cauți ce e important. 2. Ca să plătești costul perseverenței, trebuie să renunți la acea neprihănire și îndreptățirea ta ca să poți să primești neprihănirea lui. Și ca să plătești integral costul perseverenței, trebuie să mai faci un lucru, și anume să renunți la ce nu se mai poate schimba, ca să câștigi ce nu se poate pierde. Dragi tineri, în această seară vă invit să facem un exercițiu simplu al credinței. Pavel zice, fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar mă arunc înainte, uitând ce este în urma mea. Mă uit cu tristețe și cu durere, de multe ori peste o generație de tineri și nu doar tineri, care nu pot să renunțe la ce nu se mai poate schimba. Știți că Pavel ne spune, și vă spun și eu vouă, și îmi spun și mie în același timp, sunt lucruri la care trebuie să renunți din trecutul tău, pentru că nu le mai poți schimba. Pavel spune, mă uit în urma mea și văd lucruri pe care trebuie să le las și să mă arunc spre ceea ce este înainte. Ai venit în această seară, dragul meu tânăr, o seară de tineret, cu închinare, cu rugăciune, cu un cuvânt din partea Domnului. Vreau să-ți faci un pic liniște în sufletul tău și să te întrebi care sunt lucrurile pe care le-ai adus cu tine în seara asta și nu mai pot fi schimbate. Oare sunt eșecuri? Ai venit aici la poarta cerului cu eșecurile din viața ta și de care te ții? Sau nu știu dacă asta este abordarea corectă, poate ele se țin de tine. Eșecuri, cu siguranță. Eșecul ia multe forme. Pot să vă spun doar câteva forme ale eșecului. Eșecul este când falimentezi moral și cazi în păcat. E eșec. Eșec este când ratezi o ocazie care nu se mai repetă. E tot eșec. Eșec este când lași ca viziunea ta dată de Dumnezeu să moară, e tot eșec. Eșec este când te oprești din a visa că lucrurile se pot schimba. Eșec este atunci când ai decis că nu mai vrei să încerci pentru că ai încercat destul și ai eșuat destul. Eșec este atunci când ai talent și îl irosești și îl fructifici. Și eșecul este și când ai succes la ceva ce nu contează. Poate ai venit cu eșecurile tale în seara asta. Poate ai venit cu întrebări la care n-ai răspuns. Poate ai venit cu frământări de care nu poți scăpa. Poate ai venit cu păcate de care nu te poți debarasa. Poate ai venit cu regrete care nu te lasă să te bucuri. Cântau tinerii aici plini de bucurie. Se vedea pe fețele lor. Am uitat așa la ei în timp ce cântau că trăiesc ceea ce cântă. Îmi place maxim când oamenii sunt reali. Când oamenii își varsă sufletul așa cum sunt ei. Poate tu ești aici cu regretele tale și ai vrea să schimbi trecutul, dar Pavel zice trecutul nu poate fi schimbat, trebuie doar lăsat în urmă. N-ai vrea tu să vii la Dumnezeu în seara asta și să renunți? Dacă vrei să fii perseverent, să plătești prețul perseverenței, în seara asta trebuie să pui capăt lucrurilor care te țin legat și care nu pot fi schimbate. Tu știi că nu se schimbă, dar ne place să trăim în acest confort al disfuncționalității, îl numesc eu. Mă doare, dar nu vreau să mă vindeci, că după aia nu mai am de ce să mă plâng. Trăim într-o generație în care spun oamenii în mod constant, m-am săturat de cum sunt, mă uit în oglindă, mi-e rușine de viața mea de credință, mi-e rușine că sunt duplicitar, mă uit în oglindă și la locul meu de muncă trebuie să fiu într-un fel, la biserică trebuie să fiu altul, în familie trebuie să fiu altul, la școală trebuie să fiu altul, nu pot să fiu integru. Mi-e rușine.
și stai în regretul tău, în confuzia ta, Pavel îți zice ceva: dacă vrei să perseverezi, să mergi înainte cu Dumnezeu, dacă vrei să-ți atingi ținta, trebuie să renunți la ceva ce nu mai poate fi schimbat. Aveți în viața voastră lucruri care nu mai pot fi schimbate? Sunt convins. Vă rog să nu mai încercați să le schimbați. În trecut nu ne putem duce. Problema este că trecutul pentru mulți creștini este mereu un punct de aterizare. Eu am zis cam așa și vă zic și vouă: trecutul trebuie să fie o rampă de lansare, de unde să te lansezi spre prezent și spre viitor. Zicea Eminescu, nu știu, se mai studiază Eminescu? În caz că nu se mai studiază, vă fac o mică mostră. Zicea Eminescu despre români: la trecutul-ți mare, mare viitor, dar prezentul ratăm. Poate ești aici în această seară și te tot ții de trecutul tău, de eșecul tău, de suferința ta, poate te ții de neiertarea ta. Ai venit aici în casa lui Dumnezeu în seara asta și nu poți să ierți, pentru că cineva ți-a greșit și ți-a făcut rău. Știți ce zice Pavel? Dați-mi voie să vă provoc cu ce zice Pavel. Fraților, spune, nu cred că l-am apucat încă, versetul 13, dar fac un singur lucru. Dragul meu tânăr, perseverența înseamnă să alergi cu intenție, nu din inerție. Mă uit la o generație în biserică de oameni care nu mai aleargă, mergem la pas, lejer, mergem la pas. Dragilor, Pavel alerga. Aș fi vrut să-l întreb: Pavele, unde te grăbești? Ești marele apostol Pavel, ai scris majoritatea Noului Testament. La vremea când scrie epistola către Filipeni, în Filip era una din bisericile dragi inimii lui Pavel. Pavel se apropia de finalul carierei lui. Era aproape de pensionare, dacă vreți, de finalul vieții lui. Și Pavel zice un singur lucru și spre el alerg. Dragi tineri, alergați spre ceva astăzi. Vă mai mișcă ceva? Vă mai provoacă ceva? Sau am rămas ancorați în trecutul nostru, acolo în eșecul meu? Am făcut odată, am încercat odată, m-am străduit și am dat greș. Trecutul te poate ține departe de planul lui Dumnezeu. Pavel a zis: eu alerg cu intenție. Ești aici, alergi sau nu mai alergi? Vii, mergi din inerție. Ți-ai oprit motorul și doar luneci. Aș vrea în seara asta să vă provoc să fiți gata să plătiți costul perseverenței. Nu e ieftin. Dar niciodată în Biblia asta nu ne-a spus Dumnezeu că credința e gratuită. În sensul că avem de scos bani din buzunar. Pentru credința noastră, Hristos a plătit scump. Și pentru relația noastră cu Dumnezeu, trebuie noi să plătim. A, nu sunt monede, nu sunt bancnote. Dacă vrea cineva să vină după mine, zicea Hristos, să se lepede de sine. Adică să înțelegi că trebuie să renunți la ce impresionează și să mergi spre ținta care contează. Să se lepede de sine, asta înseamnă dezicere, asta înseamnă să nu mai tronez eu pe tronul vieții mele. Să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea. Mulți au impresia că și creștini trebuie să ne ducem crucea, să ne cărăm o cruce mare în spate, să umblăm ploștiți și amărâți. Nu. Crucea este simbolul răstignirii. Ziceam undeva aici să renunți la neprihănirea ta ca să ai parte de ce are El pentru tine. Răstignește-te pe tine însuți, pentru că numai dacă mori pentru Dumnezeu, numai dacă mori pentru lumea asta, poți să fii viu pentru Dumnezeu. Și apoi, tot Pavel zice atât de frumos, să renunți la ce nu poate fi schimbat ca să câștigi ce nu poate fi pierdut. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragi tineri. Și aș vrea să vă dau ocazia să luați o decizie în această seară. Știu că ați venit unii dintre voi și Duhul lui Dumnezeu mă mână spre a vă spune că unii dintre voi ați venit cu trecutul vostru de care nu știți cum să scăpați. Ați vrea să-l uitați, dar praful timpului nu-l acoperă. Ați vrea să ieșiți din el, dar nu puteți. Ori de câte ori încercați să ieșiți din trecutul vostru, cădeți înapoi în el. Ați venit în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. E un exercițiu simplu. Renunță la ce nu mai poate fi schimbat și vei câștiga ceva.
care nu poate fi pierdut. Nu ți-l dă adițunea, nu ți-l dau ceilalți colegi de slujbă, frații, surorile, tinerii, ți-l dă Dumnezeu. De aia nu se poate pierde. Dacă eu vă dau ceva, puteți pierde, puteți uita. Dacă cineva îți dă ceva, se poate pierde. Dar când Dumnezeu îți dă ceva, e ceva valoros. Dacă ești aici și vrei ca să renunți la ce nu se poate schimba, ca să primești în schimb ce nu se poate pierde, n-ai vrea să îmi indici lucrul ăsta printr-o ridicare de mâini, aș vrea să mă rog pentru tine. Este aici cineva care își dă seama că a venit în casa lui Dumnezeu și viața lui nu este acolo unde trebuie cu Dumnezeu. Ai încercat să renunți la lucrul la care te ținea, dar vezi că nu se poate. Dumnezeu te invită în această seară să renunți ca să poți să mergi înainte. Pentru a fi perseverent trebuie să plătești costul ăsta. Să te oprești în loc și să o iei de la capăt. Dacă este aici cineva în seara asta care vrea să o ia de la capăt cu Dumnezeu, aș vrea să ridici o mână ca să știu să mă rog pentru tine. Și tinerii, dacă vor fi pregătiți să cânte, așa în timp ce se cântă, dacă este cineva care vrea să facă lucrul ăsta, să ne indice într-un fel sau altul cum vă este la îndemână. Dacă vreți, venim până la voi, ne rugăm pentru voi. Iar dacă nu, fiecare să stea înaintea lui Dumnezeu și să luați o decizie simplă. Pentru că Dumnezeu dorește să vă transforme viața. Amin.